Sute de amenzi au fost aplicate de polițiștii mehedinței la sfârșitul săptămânii trecute. Este vorba de peste 200 de sancțiuni în valoare de aproximativ 700.000 de lei. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți au aplicat 289 sancțiuni contravenționale, din care 229 au fost pentru nerespectarea măsurilor privind restricționarea circulației, în valoare totală de 775.000 lei. În aceeași perioadă și Poliția Locală, Drobeta-Turnu Severin, a aplicat 8 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea ordonanței militare numărul 3, în valoare totală de 15.000 lei. De asemenea, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Mehedinți au aplicat 18 sancțiuni contravenționale, în valoare de 77.000 lei. Totodată s-a înregistrat un număr de 10 persoane infectate cu COVID-19 pe perioada sărbătorilor pascale. De la începutul pandemiei și până în prezent au fost înregistrate 45 de persoane infectate, dintre care 8 au decedat. 201 persoane se află în carantină, din care 2 persoane au intrat în carantină și 7 persoane au ieșit din carantină în ultimele 24 de ore. 759 persoane se află în izolare la domiciliu, dintre care 235 persoane au intrat în izolare la domiciliu în ultimele 24 de ore și 14 persoane au ieșit din izolare la domiciliu în ultimele 24 de ore. De asemenea, de la începutul pandemiei, în județul Mehedinți se află 45 cazuri confirmate COVID-19, dintre care 8 persoane sunt vindecate și externate, 8 persoane decedate și 29 persoane se află internate și sub supraveghere medicală.